Bună seara din nou! Împreună cu Andrei George Arbulescu încercăm să continuăm emisiunea despre cifre, promisiuni, speranțe. Stimați telespectatori, fiecare om în casa lui își face o balanță de plăți fără să vrea. Am venituri de 2000 de lei, banii ăștia mi-ajung pentru asta, 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 nu mi-ajung nici pentru altceva. Cumpăr pentru ce mi-ajunge, pentru ce nu mi-ajunge, dacă trebuie neapărat să cumpăr, fac un credit, mă împrumut, calculez o rată și în felul acesta merg, nu orbește, echilibrat mai departe pentru viitor. Când am pierdut socoteala, îmi pierd casa. Cum suntem noi acum, cu 300 de miliarde de lei datorie externă, ne pierdem casa. Suntem peste 50% din PIB. Vreau să vă pun o întrebare capcană. Știți cumva o cifră oficială cât este Asta am aflat acum de curând. datoria României? Asta, 300 de miliarde. Și asta ziceți dumneavoastră că unii vorbesc nu de 52%, vorbesc de peste. Peste. E peste. Deci aveți certitudinea că de această la cifră de 50? 150 la 300 e dublu. Da. Deci, prin urmare, dacă vorbim de o balanță, România de mult a scăpat hățurile, cum să spunem Da? popular, în ceea ce privește cheltuirea banului. Din nefericire, singura speranță și care cât de cât mai ține, să zicem, haina întrecusături a României sunt fondurile europene, că dacă n-ar fi astea, așa Și mai aici suntem suntem în urmă. dopați că n-am luat un leu fonduri europene. Am Unii luat, spun asta, am luat. alții spun Da. că am luat și așa mai departe. Deci Suntem în urmă, există un într-adevăr, mister, nu. Nu, există există un mister. într-adevăr, sunt absorbite o parte din fonduri, dar există și o întârziere majoră. Nu am reușit să Dar îndep... fondurile astea nu sunt pentru a echilibra balanța de plăți. Nu. Sunt pentru investiții. Adică, bă, frate, eu îți dau un fond. Cu asta îmi faci o fabrică, faci o producție și în număr de ani îl recuperez banii ăștia care ți-am dat. Nu să mi-i dai neapărat, că unele sunt granturi, adică pe gratis. Dar învață-te să muncești. Nu, dar gratis nu prea mai Granturi nu prea mai sunt. nu prea mai sunt. Eu vreau să spun altceva. Să înțeleagă populația că PNRR-ul nu este doar îți dau banii să faci ceva. PNRR-ul are și condiționări ce țin de legislativ. Trebuie să elaborezi legea cu tare, trebuie să Să modifici legea. privatizezi Așa, hidroelectrica, trebuie un exemplu. Acum să... să vrea și centrala atomoelectrică, până Deci, la urmă să ne ia tot. Da. da, deci există niște condiționări legislative. Eu aș vrea, totuși, pentru că am vorbit de nevoia de investiții, pentru că totuși suntem ieșeni și pentru că ne aflăm la un moment T0, să zicem, în care avem vechea și noua echipă de conducere, să mi Dar nu e se... aceeași? Am spus vechea și noua echipă de conducere. A, e veche pentru că e mai veche, e nouă pentru Oricum, că a schimbat scaunul. și intră în pâine de la 1 septembrie, așa că mai avem de așteptat. Ca să plătim două salarii în Da. perioada asta. Pentru că sunt aceiași, am scăpat. Da? Da. N-are voie să ia de două ori. Nu, nu, păi nu are cum să ia de două ori. E același. Din acest punct de vedere, eu aș vrea să aduc aminte ieșenilor care au votat așa cum au votat. Îmi pare rău că au votat prea puțin. Că marile investiții din municipiul Iași și din județul Iași sunt două. Două. Una care este aeroportul Da. și care era începută înainte de acest mandat, și a doua este spitalul de urgențe, Până și spitalul, autostrăzi, da. așa, că nu, nu vorbim de Iași, de municipiul Iași. Păi, e legat de Iași. Așa, Da. care este un proiect care nu este aleșilor din Iași, ci este un proiect național. Sunt trei asemenea E la spitale regionale. graniță, e posibil să Nu, avem este un nevoie de proiect el. regional. Da. În rest, noi nu avem niciun fel de investiție majoră. Nu avem nici măcar o șosea ocolitoare de Pe ce? centură așa cum Hai să trebuie. lămurim și pe cei care și pe cei care nu înțeleg niște lucruri. De ce trebuie să facem drumuri? Capitalul e fluid.
Nu înseamnă că dacă am făcut o fabrică la Iași-Delfi, ea rămâne pe veci la Iași-Delfi. Dacă la Iași-Delfi câștigă atât pe lună, e bine. Dacă nu-i convine câștigul, migrează. Corect. Se duce undeva unde are condiții mai bune. O condiție este prețul forței de muncă, condiții de mediu, dar una care intră foarte bine în preț, în calculul prețului, este cheltuiala de transport. Corect. Și atunci, cu cât am un transport care mă costă mai puțin, costul mai puțin înseamnă cost efectiv și timpul care înseamnă tot cost, tot bani. Adică dacă eu țin marfa 10 ore undeva pe o șosea, ăla-i cost. Evident. Așa. Și atunci, dacă ne conectăm mai puțin, împotriva voinței unora, să trecem Carpații, vechea dorință de a trece Carpații și a fi conectați cât se poate de repede și de direct cu partea de vest a Europei, că noi suntem în Europeană, nu trebuie să explicăm altora că suntem în altă parte. Așa. Atunci lucrurile sunt foarte bune. Acum, dacă tot am luat cuvântul să spun, stimați telespectatori, clasa politică trebuie schimbată. Ea nu se schimbă singură. Ea trebuie să o ajuți să plece. Elegant, mai puțin elegant, dar trebuie să o ajuți. Vă fac o propunere. Vot uninominal pe listă de partid. Ce înseamnă treaba asta? Un profesor are o gândire liberală. El o să voteze cu un partid de dreapta. Dacă însă uită pe listă, nu vede la... sau chiar dacă vede la numărul 1... Să vă contrazic. Dacă va fi un vot uninominal pe listă de partid, da? Și eu am să văd chiar și la stânga o personalitate care o cunosc foarte bine și în care am încredere absolută. Poți să o votez și pe aia. Poți să o votez și pe aia, nu sunt obligat. Să renunțim cu da. Da. Și asta vreau să vă spun. Șeful de partid, bineînțeles, o să fie primul ca țânțarul în frunte. Dar eu mă duc, voi pe listă și pe locul 29 sau pe locul 3 sau 5, depinde ce partid ești care poate fi ales, văd un om care știe carte, care a muncit și a făcut pentru el și văd ce a făcut, care știu că iubește țara asta și vrea să facă pentru dumneavoastră, păi îl aleg pe ăla. Și am ales așa, 5, partidul respectiv scoate 5 deputați, dar ia în ordine descrescătoare a alegerilor. Și atunci, degeaba te-ai așezat tu șef de partid primul, că primul va fi cel care... de la partidul respectiv care avea cele mai multe voturi. Și în felul ăsta se face liniște. Și în partid, și în viața de zi cu zi și la urma urmei, dacă alegem așa și am ales prost, ne dăm palme singuri. Dar altă variantă, cel puțin, nu văd. Și aș mai... Nimeni nu pleacă de la cașcaval de bunăvoie. De ce vă propun acum? Că acum avem un parlament, ei de bine de rău și-au asigurat un viitor prin diverse relații, locuri, așa, și acest sistem să vie de la următorul. Și atunci nu mai leg atât de mult pe acești oameni. Cu toate că avem oameni cu 5-7 mandate, 3-7, nu știu câte ori fi, dar cu 5 sigur. Dacă acești oameni sunt de valoare... Vor fi pe listă și vor fi aleși în continuare. Problema este să se dorească reforma aceasta. Și mai vin cu un amendament la ceea ce spuneți dumneavoastră. Și încurajarea participării în alegeri a independenților prin micșorarea condițiilor de acces la vot. Deci, prin micșorarea condițiilor? Păi foarte simplu. În loc să fiu obligat să strâng 50.000 de semnături. Refer la independență. La independență. Să strâng 5.000 de semnături și să fie este suficient. Este absolut suficient. Absolut suficient, da? Mă votează. Da, strânse pe cinstite?
Dar nu se pune problema în... Deci, legea e clară. Da, legea e foarte clară. Deci am 5.000 de semnături. Numai că cineva a spus un adevăr la televizor zilele astea. Da, într-adevăr, așa este. Da. În toate listele, din toate partidele, găsim... Las-o. Să o lăsăm așa, da? Așa. O lăsăm așa. Bun. Prin urmare, este necesară această reformă și în ceea ce privește. Și revenind la discuția pe care am început-o, aș mai face o precizare. Dar nu vrei să-mi chemăm cu lista asta, lista de partid? E bună? Apelezi și tu la treaba asta? Eu am fost întotdeauna pentru așa ceva. Dar spune cu voce tare că ești un reprezentant demn a celor mai de dreapta. Nu de dreapta. Nu. E un centru dreapta. Sunt un cetățean care vă face acum o mărturisire. Am fost întrebat de nenumărate ori de ce nu intru în politică. Și am răspuns și răspund și în fața telespectatorilor. Nu. Pentru că atâta vreme cât accesul într-un partid se face pe listă de partid, nu pe bază de meritocrație, eu să spun că negru e alb și albul e negru, n-am să fac niciodată. Și atunci... Și atunci nu ai fi niciodată în condițiile actuale într-un partid. Ca dovadă că nu sunt. Da. Și asta este. Deci, din acest punct de vedere, dacă ar fi fost o listă uninominală într-un partid, atunci da. Ca să-ți vezi valoarea. Păi, valoarea nu mi-o dau eu. Mi-o dau cei care mă votează, cetățenii. Da, da, deci dacă am valoare, mă votează. Dacă nu... Aș da un exemplu, pentru că există și la Iași, la actualele alegeri, exemple. Au fost două tipuri de candidați la funcția de primar. Și anume, cei pe care i-au făcut primari partidul și... oamenii din partid și cei care au obținut voturi datorită personalității. Din păcate, cei care au obținut votul datorită personalității n-au reușit să câștige. Mai mult decât atât, mai avem o mare problemă pe lângă acest vot uninominal. A fi primar dintr-un singur tur este cea mai mare ticăloșie posibilă. Să fii primar cu 400... Nereprezentativitate. Totală, deci... Este obligatoriu readucerea votului pentru primării și pentru președinte consiliu. Hai să facem apel amândoi, la toată media, să îmbrățișeze aceste lucruri, corect, dacă le crede, și în fiecare zi să tocăm pe toate posturile de radio, de televiziune, pe internet. Deci votul trebuie să fie în două tururi. Obligatoriu. Și atunci, într-adevăr, în felul ăsta se asigură majoritate și nu, în consilii. Nu, să știți că am observat canibalizare, se numește, canibalizarea unor voturi în marile orașe, mai ales între cei care erau opozanții actualilor primari, s-au canibalizat între ei și în loc să învingă tot cel care a ajuns primar. Cazul acesta este valabil și la Iași. Da? Avem un primar care a ieșit primar cu fieful său de partid și cu susținătorii partidului din care face parte. Acum sper să facă parte, că la un moment dat făcea, nu se știe. Da? Și avem alți trei candidați care au obținut un număr de voturi care, dacă ar fi fost adunate, ar fi depășit numărul de voturi al acestui, ceilalți trei fiind pe partea cealaltă, fiind opusul acelui care a câștigat primăria. Deci, din acest punct de vedere, votul în două tururi elimină această canibalizare. Dom'le, din cei trei care candidează împotriva celui care este în actual primar, va ieși în turul 2 cel cu numărul cel mai mare și absolut automat ceilalți se vor duce și îl vor vota și acela va câștiga primăria. Este foarte simplu, matematică simplă. Da, aici... vină și cu completarea că acest lucru nu înseamnă ca un complot împotriva celor care a fost. Asta înseamnă voința poporului, alegătorului. Dar nimic nu impede pe cei care au ieșit din turul 1 să voteze cu cel care a fost. Nu, nimic nu impede. Dar măcar știu că individul care câștigă o primărie, un consiliu județean, are 50 și ceva la sută din voturile. Are consiliu, asta am spus. Da. Are consiliu de partea lui din stat. Nu e nevoit să facă compromisuri, să-și numească cum era, cum a fost nu de mult la noi, da, să dea că lipsea un vot și funcție, nu știu, da, și așa mai departe. Deci din acest punct de vedere sunt de acord cu dumneavoastră
și sunt profund de acord cu votul unui nominal pe listă de partid, în sensul în care un cetățean, chiar dacă este pe poziția 20, dacă ia cel mai mare număr de voturi, devine automat primul ales din lista de partid a acelui partid. Și atunci terminăm și cu... Terminăm cu tot. Nu, dar... Asta intră în normalitate. Mai dau un exemplu pentru a vedea unde am ajuns. Exemplul e de la București. Tatăl pierde primăria generală și fiul care era fiul... Primește moștenire. O primește moștenire datorită tatălui. Deci unde am ajuns noi? Unde am ajuns? Aici am ajuns? Nu știu, sunt excepții. Nu sunt excepții, sunt consecințele unui sistem de vot care a fost deformat în așa fel încât să asigure perenitatea foștilor și actualilor, ca să zic așa. Păi asta nu se vrea. Asta. Deci într-o democrație adevărată... Îți dai seama, George, ce ar scăpa să-i pui în ordine... Nu în ordine alfabetic, o să-i pui în ordine alfabetică, da. Să-i pui acolo pe toți și să iasă cu numărul de voturi care îi primesc, ce frumos ar purta, ce promisiuni s-ar face, cât s-ar lupta să le facă. De evident că altfel n-ar fi ales. Responsabilitatea ar fi foarte mare. Ar fi normală. Iar tu ca primar sau ca președinte din Consiliu, te simți pur și simplu zdrobit de pe bune. Am trăit o groază de lucruri în astea. Și atunci ai o responsabilitate extraordinară. Așa este. Orice pil ar veni la tine, orice, îi spui, du-te că eu am altă jurământaie care au venit acolo și mi-au acordat încrederea. Deci... Fac și eu apel, face și George, dacă dorește, la toată presa să... Evident. Să milităm pentru acest tip de vot. Că e simplu. Să smulgem promisiunea la câțiva actual parlamentari, că fiecare parlamentar are dreptul de inițiativă la TV. În mod normal, parlamentarii de valoare ar trebui să îmbrățișeze acest lucru, pentru că haideți să mai dezvăluim una din subtilitățile acestui sistem de vot. În momentul în care într-un partid intri pe bază de număr de voturi, vocea ta din partid e mare. Deci se vor zdruncina și conducerile partidelor care până acum s-au înscăunat așa cum s-au înscăunat. La ordin. Și atunci... Dom'le, pe cine punem președinte de partid? Primul. Păi normal, pe cel care are, dacă vorbim de președinte de partid, pe cel care are cel mai mare număr de voturi din întreaga Românie, indiferent de județul în care a candidat. Pe ăla-l punem. Pe cine punem vicepreședinte? Păi punem pe al doilea. Deci se face și o primenire a conducerilor partidelor totală. Este foarte rău pentru ceea ce... dorește actuala clasă politică, dar este bine pentru România. E singura soluție, George, să ieșim din groapă. Evident, pentru România. Dacă nu scoatem oamenii de valoare să ne conducă și astăzi, mai mult ca niciodată, să scoatem oamenii care își iubesc țara, să-i punem să ne conducă, nu facem nimic. E adevărat. Aș mai face încerca să fac o considerație vis-a-vis de natura votului din România. România a arătat că este o țară echilibrată. Românii au arătat că sunt un popor echilibrat. Ni s-a arătat luni de zile în șir o sperietoare. S-a dovedit că acea sperietoare nu e o fantomă care bântuie cum credeau unii, ci este pur și simplu o sperietoare dintr-un lan de grâu, care lan de grâu nu reprezintă decât un mic procent, este rolul și trebuie să existe. Există și necesitatea să avem o sperietoare, dar ea trebuie să fie la un nivel acceptabil. România a arătat că sperietoarea din România este la un nivel acceptabil. România a arătat prin acest vot. Ceea ce este ca dovadă ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană, Deosebire de democrațiile consolidate, așa a zis, consolidate, Franța, Olanda, Germania, Italia, unde sperietoarele au ajuns în fruntea bucatelor. Problema este alta, că și aici există o mică nuanță. Sperietoarele din acele țări nu sunt chiar atât de anti-europeni cum cred unii, ci totuși
sunt europeni, dar nu sunt totuși pentru o dispariție totală a statelor din cadrul Uniunii Europene, adică nu pentru o Uniunea Europeană complet federalizată. Ci nu, statele își, nu vor dispare niciodată. Ci își doresc fiecare să... Fiecare popor are tradiția, istoria și nu va accepta. Își doresc să-și păstreze independența, cel puțin constituțională, în țările respective. De aceea nu este același lucru. Cum să-mi spună mie, de exemplu, islandezul, cum să țin furculița să mănânc? Am dat un exemplu. Da, sau să spună că cea mai bună mâncare pe care trebuie să o mâncăm astăzi sunt gândacii din Indonezia, nu? Da, sau bauxita de aluminiu. Da. Pentru cei care nu știu, să nu se creadă cumva că este ceva de mâncare, ci este mâncare. O materie da, primă. Da, este o materie primă care, din care se face aluminia și din alumină se face aluminiu, care și, este atât de... Și cu mare energie. Da, e energofagă, da. Mare. Și e prima țară ca pensii, ca mărime de pensii. Da, da. Deci, din acest punct de vedere, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord că dacă vreți ca la fiecare emisiune să amintim acestei noi clase politice, să amintim că trebuie să treacă la acest sistem de vot pentru alegerile viitoare. Și poate rugăm regia să scrie pe o burtieră să apară tot timpul emisiunii. Exact. Da. Dorim vot uninominal pe listă de... Propunem. Că dorința noastră nu contează. Propunem. Da. George, hai să încercăm pe scurt, că mă anunță din cască că cine creează plus valoare? Munca, se știe, un lucru mai mult decât știut. Dar dacă nu se muncește, cum putem obține plus valoare? Neavând plus valoare, cum putem să dăm și salarii, să dăm și impozite și taxe? Și atunci, n-ar fi bine ca statul și, bineînțeles, doar ca regulator al de legislație sau unor fenomene care se întâmplă, să încerce să facă în așa fel încât să stimuleze creșterea economică prin producție, în așa fel o parte din plus valoare să ajungă la buget și să încerce în timp să echilibreze cât de cât balanța de plăți a României. De acord, este o idee care nu este nouă, nu este nici măcar veche. De fiecare scrie dată se vorbește, orice guvern care se înscăunează vorbește de crearea de noi locuri de muncă. E momentul să trecem la fapte, să facem acest lucru. Crearea de noi locuri de muncă înseamnă ceea ce spuneam eu. Investițiile trebuie să fie finanțate. Deci statul, în acest sens, are rolul de regulator. Când țara trece prin perioade dificile, trebuie să existe mari investiții finanțate de către stat. Evident este că a doua mare componentă ar fi atragerea investițiilor străine. Aici problema României este că... Împărțim cu străine, dar împărțim. Da. Problema României este că atragerea investițiilor străine se face într-o țară în care legislația este predictibilă și nu se schimbă de la... Din șase luni. Legislația fiscală și celelalte tipuri de legislație. Măcar 5 ani trebuie să fie bătut în cuie. Ăla își face un plan de afaceri și spune, băi, în 5 ani dacă am legislația asta, am profitul ăsta, merită să investesc în România. Și vine și face fabrica de care vorbeam în România. Prin urmare, aceasta este direcția către care trebuie să meargă. Dar, repet, pentru a face rost de bani pentru aceste a investi, România trebuie să facă economii pe partea aceasta de cheltuieli administrative unde este un dezmăț total. Hai să facem o repetiție amândoi. Un loc de muncă înseamnă o cheltuială mai mică la stat printr-un ajutor social sau prin ceva. Înseamnă un impozit mai mult. Înseamnă un om rezolvat cu toată familia lui. Înseamnă o posibilitate de a impozita producția care există și așa mai departe. Înseamnă stabilitatea statului respectiv. Fără discuție. Deci, stoparea emigrației. Stoparea, și asta e o problemă mare dacă discutăm ca stat național și discutăm
pentru păstrarea tradițiilor și tot pentru ce ne păstrarea și existența statului român. Da. Una e să fii 40 de milioane și alta e să fii 15 milioane, nu-i tot una. Da. Sau să fii 15 milioane, să ai 4 milioane de emigrați. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru răbdarea de a ne asculta. Mulțumesc lui George, domnului profesor inginer Andrei George Albulescu, pentru plăcerea de a fi împreună. Și eu vă mulțumesc. Să fiu, am simțit lipsa. Și ce să vă doresc? Să fim sănătoși în primul rând, pentru că fără sănătate nu putem face. Și să fim sănătoși, să fie liniște, să fie pace și ne vedem într-un viitor nu prea îndepărtat, adică luni viitoare. Și închei ca de obicei, n-am uitat cu ce am spus întotdeauna că închei, cu trăiască România!